Astăzi am să pregătesc hrișcă cu carne de porc. Am pregătit 300 grame carne de porc, 200 grame hrișcă, pătrunjel, un morcov, un ardei, o ceapă, 20 de grame de roșii decojite, puțin unt, sare și piper, și 400 de mililitri de apă. Am pus 800 ml apă. Să aveți o zi bună!